Atac sângeros și inexplicabil într-un complex rezidențial din Iași. Un fost angajat al primăriei a fost arestat și acuzat că a zdrobit cu ciocanul o tânără de 20 de ani. Victima a ajuns la spital în comă, iar medicii nu știu dacă o mai pot salva. Procurorii fac portretul unui suspect violent și lipsit de scrupule. Anul trecut a furat din telefonul unei foste iubite fotografii intime și l-a postat pe net ca răzbunare. Scandalul s-a terminat cu demisia subprefectului. Camerele de supraveghere au filmat în seara atacului un tânăr care mergea spre blocul unde a fost găsită prostituata cu capul zdrobit. Purta o haină cu glugă și mergea cu capul în jos ca și cum s-ar fi ferit să fie recunoscut. El este suspectul principal în acest caz, Ionuț Procan, vârstă de 25 de ani. Întâlnirea a avut loc în acest complex rezidențial. Anchetatorii cred că atacul a fost unul premeditat. Bărbatul a mers înarmat cu un ciocan și s-a năpustit asupra victimei cu numeroase lovituri până când aceasta a căzut inconștientă. Apoi s-a făcut nevăzut. Am ajuns acasă în jur orei 3:30 și în jur orei 4, să zic, a fost un pic de gălăgie afară și am ajuns ambulanța, poliție. Victima atacului violent de la Iași a fost găsită de cel care îi găsea clienți victimei și care îi cerea cotă parte din câștig. A sunat la 112, iar tânăra a fost dusă de urgență la spital. Medicii evită să spună dacă va supraviețui. A fost supusă și unei intervenții chirurgicale destul de laborioase. Și în continuare echipa medicală face tot ce este posibil ca să o mențină în viață. Suspectul principal, Ionuț Proca, a lucrat mai mult de un an la primăria Iași. A fost nevoit să demisioneze însă după un scandal care a zguduit orașul. Fiind angajată prin concurs pe postul de debutant la Biroul de Cooperare Transfrontalieră în vara anului 2022, nu a avut probleme de relaționare la locul de muncă. Bărbatul a mai ajuns în atenția anchetatorilor și după ce a accesat în mod ilegal telefonul fostei sale iubite, de pe care a descărcat mai multe imagini compromițătoare cu ea în ipostaze indecente alături de fostul subprefect al județului Iași, Marian Grigoraș. Imediat ce a intrat în posesia imaginilor, Ionuț Proca a distribuit aceste fotografii în spațiul public pentru a se răzbuna. Anchetatorii încep să contureze portretul unui om cu două fețe. Bărbatul bănuit că a atacat prostituata cu ciocanul se prezenta pe Facebook ca actor și asistent manager la seriile filmului românesc. Directorul festivalului îl contrazice însă. A colaborat cu noi pe partea tehnică. Deci n-a fost nici asistent manager, nici asistent nu știu ce. Niciodată nu mi-a ridicat semne de întrebare. Ce-i drept, foarte timid. În timp ce victima lui era la reanimare, agresorul încerca să pună distanță între el și anchetatorii care începeau să-l caute. Fugea la București la 400 de kilometri distanță. Bărbatul a reușit să stea ascuns doar 3 zile. Polițiștii l-au identificat și ridicat chiar din acest loc, cu puțin timp înainte de a intra la serviciu. Potrivit unor surse, nu s-au opus reținerii. Anchetatorii încearcă să afle dacă agresorul și tânăra de 20 de ani zdrobită cu ciocanul se cunoșteau sau dacă prostituata a fost o victimă aleasă aleator. Dacă femeia moare, va fi acuzat de crimă și ar putea fi condamnat la 25 de ani de... Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.